Pentru ce este mazilit dâncu din poziția de viceprim-ministru și ministru al apărării? Este mazilit, așa cum se pretinde în ultimele zile, pentru declarațiile foarte recente pe care le-a făcut privind modul în care poate fi încheiată o pace între Federația Rusă și Ucraina? Pe atunci cum se explică că de o lună de zile. Se tot vorbește, mai bine de o lună de zile, se tot vorbește că Dâncul a creat mari nemulțumiri în interiorul PSD și că de acolo, de la vârful PSD, îi se dorea capul. Care este realitatea? N-avem și noi dreptul la o explicație? Suntem totuși în plin război și vorbim despre un ministru al apărării.